Salutare prieteni, iată-ne din nou la pescuit, tot pe Dâmbovița, tot în timpul zilei, dar vom sta un pic mai mult astăzi. Așadar, haide să vedem ce pești frumoși prindem la această partidă. Așa, haide să vedem ce scoatem azi. Mamă, ce dor mi-era să pescuiesc. S-a încălzit, nu știu, toamna asta nu mă așteptam să fie atât de cald. Ba, e frig două zile, ba, se încălzește din nou, ba, nu știu, e foarte ciudată vremea. Dar mă bucur că încă mai prindem zile frumoase pentru pescuit. Și să vină și peștii mari totuși. Hai, vedem ce pește mai scoatem azi. Uite-l, uite-l, mă. He-he. Hai că l-am luat eu un strap. În sfârșit, mă. Ia uite ce mic e. Vai de capul nostru. Ce micuț e. Ce faci, mă, tinere, mă? Ai venit la guma asta? N-ai vrut la alta, a? Hai că am schimbat gumași. A venit un din ăsta micuț. Da. Ăsta e. Ce să zic, e un începuș ăsta, nu? Hai să-i dăm drumul. Fui și mă puștulică, mă. Hai, poate sunt și alții mai mari. Hai că mai las guma asta, bine că am găsit la ce vori azi. Te vezi bine, bine. Opa, așa. Am îmbătrânit și eu, ce să fac. O, mai sunt flăcău de odinioară, a? Ia să ne mutăm noi puțin mai în față să vedem ce găsim prin apă, că aici nu e nimic. Poate, poate. Mă, dar pe lumină de ce nu încearcă nimeni să pescuiască? Chiar așa vreți să fie ușor, ușor de prins? Nu vă place să vă provocați? O, că nu e nimeni pe lumină la pescuit. Ai, când îl prind ziua e adevărata satisfacție, când știi că nu prea mănâncă și îl păcălești. Mamă, ce vânt începe. Sper să nu se intensifice. Dar asta e provocarea, când prinzi pe lumină, când știi că puțin prind. Uite, ai, am avut atac. Opa. Opa. Ia, vedeți voi că e pește aici. Ia să sar eu gardul și să-l păcălesc. Ia să încerc eu și un color grading cu dilogemul ăsta de la cameră. Să vedem dacă se vede mai bine. Mă joc puțin cu el și văd în editare. Uite-l, uite-l, mă. He-he. Încă unul, mă. Hai că am schimbat din nou guma, ăștia vin la gume diferite azi. Da, un strap micuț. Vin pe... fiecare pește vine pe câte o gumă. Ha. Nu te mai înfoia, mă, așa, mă. Hai să te eliberăm. Ce nervos e. Hai să-i dăm drumul. Fui, mă, puștule, mă. Deci acolo vă ascundeați voi, a? Acolo stați voi azi. Hai să mai scoatem. Uite-l, 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 mă. Aha. Hai, vină cu anul scăpa. Uite-l, mă, ce a dat el în gumă. Le place guma asta, da? Hai, sus. Sus, tinere, sus. Așa, mă. Stai, frumușelule, stai să scot guma. Ai dat în ea. Ți-a plăcut mult, da? Ce să-mi făia mititelul, da? Ăsta e. Hai. Să-i dăm și drumul. Bine că ai venit, mă. Hai, fugi. A atacat hotărât el. Ia să mai lansăm o dată în locul ăla, să vedem dacă mai luăm ceva de acolo. Hai. Poate stau mai mulți grupați. Uite-l, uite-l. He-he. Încă unul. A, l-am scăpat. Nu cred că l-am scăpat. M-am grăbit să-l înțep și l-am scăpat. Uite-l, 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 încă unul. La următorul lans, am mai luat unul de acolo, hai. Poate nu-l mai scap și pe ăsta. Ia uite-i, mă, ce stau ei acolo, grupați. Mă, tu ești la fel ca ăla de mai devreme. Stai, stai, stai. Hai că au început să mănânce, gata. Îi rup azi. Am nimerit guma din prima, de fapt, da. Hai, fugi. Pe asta o pusese în prima dată și după am mai schimbat cu alta, dar... la aia nu prea au vrut. Mersi! Cocalarul, țipând din mașină. Baftă, bă!
Păi da. Atât se poate. Ți-ai luat merțanul, BMW-ul, ești băiat și tu. Uite-l, uite-l, uite-l. Uite-l, mă. Uite-l. He, he, l-am luat. Ce tare a dat ăsta în ea. Mamă, ce tare a dat ăsta în ea, mă. Ia uite ce mic e. Și ce tare a dat el în ea, mă. Ha, ce hotărât a fost ăsta micul. Ce hotărât, mă. Ha. Eu uite-mă și am schimbat mai mare. Hai, puștile. Hai să te eliberăm repede, da. Ăsta e micuț. Hai, fugi. Gata, s-a dus. Ia să vedem, oare prind eu verdele ăla? Haide, așteaptă-mă și pe mine. Să traversez, că mă așteaptă peștele cel mare. L-am prins, dar pe ăla din partea cealaltă nu cred că-l mai prind. Haideți că mergem să căutăm peștele cel mare, prieteni. Îl luăm pe ăla mare azi. Presimt eu așa. Astăzi e ziua cea mare. Să-mi lăsați în comentarii, prieteni, să-mi spuneți dacă se vede bine imaginea. Că tot fac eu niște modificări, niște teste la camera asta. Și vreau să văd dacă merită să mă chinui mai mult sau nu. La luptă, ostașii mei. La luptă, hai. Să găsim peștele cel mare, hai. Hai că se poate azi. Uite-l, mă, mamă, ce tare a atacat. L-am scăpat, nu cred. Nu cred că l-am scăpat și era ceva frumos. Fa, nu s-a înțepat bine. Mamă, și ăsta era frumos, a dat tare în ea. Uite-l, mă. Ce fin a atacat. Da, bine, n-avea cum să atace mai tare, da. La cât de mare e. A luat toată guma. Măi, mititelule, mă. Dai cu minte, da. El e inculpatul. Ăsta mic a venit. Ce cauți, mă, la guma asta mare, mă? Unde sunt frații tăi mai mari, mă? Hai, fugi. Haideți că mi-am pus căciula, prieteni, și geaca pe mine, că s-a lăsat un frig afară incredibil. Deci nu vă imaginați. Să veniți pregătiți dacă veniți la pescuit cu căciulă și geacă la voi, că seara e nenorocirea. Haideți să pescuim. Mamă, ce frig s-a lăsat. Ce frig s-a lăsat dintr-o dată așa. Cu toate că aveam puloverul pe mine, a început să se simtă frigul la cap, la picioare, la spate. Bine că am fost inspirat să-mi iau geaca la mine, că nu rezistam să pescuiesc după lăsarea serii. Foarte frig. Din ce am văzut, vor scădea temperaturile până la 10-12 grade în seara asta. Și în seara asta și la noapte spre dimineață vor fi 8 grade, 7-8 grade, adică nu e de joacă. Gata, s-a făcut verde și am fugit. Că sunt pești mici aici. Mi-a mai dat unul, dar prea mic. Prea mic pentru gustul meu. Am prins verde. Fuga. La luptă, ostașii mei. Ia uite ce de pescari sunt aici. 1, 2, 3, 4 la staționar. Încă un nen aici. 5 la staționar. Mamă, încă doi băieți mai în față. 6-7 pescari la un loc. Fa, ce se întâmplă, mă? Au auzit de la mine că se prinde? Ia uite, mă, ce pescuiește lumea. Uite băieții la spinning aici. Băieții încearcă la spinning, mă. Au văzut la mine că se prinde în zona asta? Ia să vedem noi. Salut, vreo 6 strani, da. La micuți, da. La dropshot, da. Uite, băieții, ci că nu prea au prins nimic. Să nu fie pește în zona asta? Eu nu cred. Așa, haideți că am schimbat imaginea pe modul normal. Pentru că se lasă seara și am nevoie să se vadă mai bine puțin. Hai să vedem. Uite-l. O, ce mi-a tras, mă.
Ia uite ce tare a tras, mă. Ce am crezut că e mare. Ia uite. Ce a tras el, mă, de gumă. Măi. Măi, strapule, măi. Da. Un pic mai frumos el decât ăia pe timp de zi. Da, a tras de ea. Da. Ia stai. Hai că e un pic mai frumos. Da. Puțin mai frumos el. Hai să-i dăm drumul. Sper să vină și alții mai mari. Hai, fugi. Ce-a dat el în guma asta, mă? Uite-l, mă, uite-l, mă. Uite-l, mă, mi-a dat el mal. Ia uite-l, mă, ce-a venit, mă. Uite-l, mi-a dat el mal aici, mă. A urmărit el până în mal, mă, și-a dat în ea. Da, nu știu dacă îl vedeți voi. Așa, la lumină, un strap. Un strap drăguț. Hai, să-i dăm și drumul ăsta micu. Fugi, mă. Gata. Hai, poate mai scoatem. Ce-a fost asta în apă, prieteni? Vidră, șopârlă, ce era asta? Că nici n-am fost atent, am văzut-o puțin. Mamă, ce era asta în apă? Vidră, ce a fost? Era ceva mare oricum. Șopârlă, vidră, ce era asta? Că am văzut-o fix aici, în mal, și m-a speriat și eu, s-a speriat și ea de mine. Doamne, nu știu dacă am prins-o pe filmare. Vai de capul meu, ce a fost asta? Ce arătare urâtă! Ca să zic așa, mamă, ce urâtă era. Bine, ce am reușit eu să văd cu coada ochiului, o să mă uit pe filmare acasă să văd dacă reușesc să pun pauză să vă arăt, dacă se vede ceva. Mamă, ce urâtă era, arăta ca o șopârlă cu coada așa. E, șobolanule, fugi de aici, fugi de aici, că ia uite. Da, mă, că e jungla urbană asta, ce vorbiți voi. Mamă, ce a ieșit arătarea aia din apă fix lângă mine aici, m-am și speriat. Ia lăsați-mi în comentarii, prieteni, ce a fost asta de m-am speriat de ea. Mă, dar a ieșit din apă fix în fața mea aici. Și eram atent, nu știu la ce mă uitam, la rucsac, nu știu la ce mă uitam și până m-am văzut cu coada ochiului exact când a făcut valuri și a plecat. Uite-l, mă, l-am luat. Uite-l, mă, l-am luat, mă. E, na, că l-am și scăpat. Ta, după ce ziceam că n-am mai avut atacuri. L-am și scăpat în mal. Ți-aia să vezi chestii. Prieteni, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să-mi spuneți în comentarii ce credeți că a fost în apă. Ce a ieșit lângă mine, ce creatură, ce vietate a fost aia. Că nu-mi dau seama. O să mă uit pe filmare să văd și eu. Și de când s-a întunecat, s-a tăiat aproape de tot. Peștele nu mai mănâncă. Așa că o să plec și eu acasă, s-a lăsat frigul. Rău de tot. Și până data viitoare, vă doresc tuturor numai bine. Pa!